Buonasera, numele meu este Ivan Gabriel, am ajuns în țara luminilor. Fiți atenți ce vă zic aici, o informație care am zis că vă spun informația. Este următoarea: Marius a ajuns de ieri la Bristol, de pe data de 28 seara, nu a pescuit sau nu știu dacă a pescuit. Dar astăzi, pe 29.04.2017, a pescuit. De dimineață până la ora 11 a zis că a prins 15 scrumbii la țaparine galbene sau mai deschise la culoare din cauza că timpul este norat. Azi a bătut vântul și a bătut foarte tare. De la ora 11 n-a ieșit cu barca și n-a mai pescuit. Din cauza vântului, că băgau valuri înăuntru în barcă. Alți pescari au pescuit și au mai prins 10-15 bucăți. Cu voia Domnului, mâine pe data de 30, o să fiu acolo în zona Pristol și izvoarele, să vedem cum stă treaba la verificare. Avem 2 zile la dispoziție. În jur de prânz ajungem și verificăm terenul. O să vă transmit filme și de acolo, în direct, să vedeți și dumneavoastră dacă se merită să veniți sau nu se merită să veniți. Până la urmă, pescuitul este un sport frumos. Și dacă aș prinde o singură scrumbie, aș fi foarte fericit. Doar este scrumbie, nu? Având în vedere că este perioada de pus, urcă foarte multă scrumbie. Trebuie doar să avem puțină răbdare. Câte răbdare să mai avem, doar Dumnezeu știe. Și vom ști și noi de mâine încolo, ca să vedem, după ce o veți urmări filmele făcute la Bristol, pe data de 34 și pe data de 1, atunci voi mai vorbi cu pescarii din zonă, să vedem cum s-au descurcat ei și ce probleme au mai întâmpinat pe acolo și cât a tras de bine. Apoi veți afla informațiile de la fața locului. Acesta este o lumină de la un încărcător de 10.000 de miliamperi. Foarte importantă lumina. Veniți la lumină. Dragostea Domnului să fie peste casele dumneavoastră. Domnul să vă binecuvânteze și să fiți fericiți. Pentru alte informații de pescuit, nu ezitați să vă abonați la canalul meu, Ivan Gabriel. Poate ați observat că doar aici voi încărca materiale noi din 2017 și pe viitor. Dacă va fi voia Domnului, voi apărea și pe sticlă sau pe sticlă sau în spatele sticlei. Vom vedea asta, nu știm nimic. Surpriza este surpriză. Sănătate, numai bine, fire întinse pe 2017. Apa, că mi-a venit un duh, așa ca să vă zic, apa în zonă este foarte bună. Cât de bună, mâine la amiază, urmăriți filmul pe care o să-l pun din zona Pristol și izvoare. Așa că puteți să vă abonați la canal, este gratuit. Acest lucru vă va înștiința când voi încărca noi videoclipuri. Sănătate, numai bine! Plăcerea este de partea mea.